din pricina legilor tale celor drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Aleluia. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Păzesc poruncile și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne, dă-mi pricepere după făgăduința ta. Să ajungă cererea mea până la tine, izbăvește-mă după făgăduința ta și continuă psalmul mai departe. Câteva strofe. Vreau să amintesc aici un lucru, chiar două, foarte importante. Necesitatea de a lăuda pe Domnul. Un lucru foarte important. Aici spunea psalmistul, de 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale și cele drepte. E foarte important să lăudăm pe Domnul și să-L slăvim pe El. Pentru că și acolo sus, în ceruri, găsim scris că sunt mii și zeci de mii de îngeri și cherubim, serafim și 24 de bătrâni și 4 făpturi vii. Toți îl laudă pe Dumnezeu și îl slăvesc pe El. Noi, ca popor, ca biserică, Domnul Iisus răscumpărească în jertfa Lui, avem aceeași datorie să lăudăm și noi cei din cer cu cei de pe pământ. Să se odească laudele la adresa lui Dumnezeu, slăvit să fie în lume. În punct. Al doilea. Pune aici că multă pace au cei ce iubesc legea și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Dacă dorim să nu li se întâmple nicio nenorocire, trebuie să iubim cuvântul Domnului. Să găsim plăcere în cuvântul Domnului. Și să-L citim în fiecare zi. Și atunci ne bucurăm din partea lui Dumnezeu de pacea pe care o dă Duhul Sfânt. Lumea se agită, în dreapta, în stânga, se frământă, n-au pace, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici nu se îndelinicesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi însă, dacă vrem să ne bucurăm de pacea Domnului, și dacă vrem să ne bucurăm de harul Lui, de mântuirea Lui, să nu ni se întâmple nicio nenorocire, avem obligația să lăudăm și să împlinim cuvântul Lui. De ce ne rugăm? Și lăudăm și slăvim pe El, dar să nu uităm un singur lucru, datoria noastră este în orice împrejurare să lăudăm, să binecuvântăm și să slăvim pe Dumnezeu, pentru că ne-o scos din lumea aceasta. Oamenii nu se pocăiesc că vor ei. Eu aș pocăi pe toți oamenii dacă ar putea, dar nu pot. Dar Dumnezeu îi pocăiește pe care are în doarul de mântuire. Așa cum auzi așa de un frate, spune fratele de la Plinișca, că s-o dă de pocăință. Zice că în cer e bucurie atunci când un păcătos, și nici eu n-am bucurie mai mare când audă cineva că se întoarce la Dumnezeu. Pentru că e vorba de veșnicie, nu de 80 de ani sau de 70. Și veșnicia e veșnicie. Și nimic nu e mai important decât să-L cunoască mult pe Dumnezeu, să-L împace. Cea mai mare binecuvântare în vremea asta e pocăință. E la imperativ, e o poruncă. Nu e opțiune pocăință. E porunca Domnului Iisus. Pocăința nu știe în Evanghelie, că și părăția cerului este aproape. Haideți să-i mulțumim, să-L lăudăm, să-L slăvim și noi pe Dumnezeu și să ne bucurăm de pacea care avem în țară, de pacea care avem aici, de libertatea care avem, nu ne prigonește nimeni. Nu-i niciun securist să zică, băi, de la vorbire la vorbire, mâine cheamă la securitate. Anii ăștia care avem neapun de libertate, nu-l poziționat. Avem cu ce să-i mulțumim, avem cu ce să ne dăm slăvit să fie. O facem așa, nu știu, pe genunchi, pe picioare, cu oameni.